Putem să începem, da? Bună ziua, dragi cetățeni, stimați reprezentanți ai mass media, toată lumea care ne privește acum. Vă mulțumim foarte mult pentru atenția acordată briefingului nostru și temii de astăzi. Dumneavoastră cunoașteți că noi, echipa domnului Ilan Șor, întotdeauna mai mult ne ocupăm cu dezvoltarea, cu construirea, cu oferirea condițiilor bune de trai pentru cetățenii noștri, decât să criticăm pe alții. Dar, din păcate, în fiecare zi suntem martorii problemelor care sunt create de guvernare și de incompetența lor. Nu putem să nu semnalăm ceea ce se întâmplă în țară și cu ce se confruntă în cazul de față și cetățenii noștri care trăiesc în străinătate. De-aia, din păcate, astăzi iarăși trebuie să vă informăm în privința momentelor negative care iarăși fac mai dificilă viața cetățenilor noștri și țării întregi. Pe lângă toate crizele și problemele din Republica Moldova, mai există una despre care autoritățile tac, sperând că va trece de la sine, însă nemulțumirea oamenilor crește și în curând vom fi martorii unei explozii. Este vorba despre cozile imense pentru perfectarea pașapoartelor moldovenești. Din cauza faptului că nu au fost încheiat la timp un contract de livrare a blanchetelor pentru pașapoarte, oamenii trebuie să aștepte luni de zile pentru a putea fi programați la reînnoirea documentelor. Oamenii sunt extrem de nemulțumiți pentru că, din cauza incompetenței celor de la guvernare, își pierd vacanțele, întâlnirile de afaceri sau revederea cu rudele din străinătate. În fiecare zi, la sediile Agenției Servicii Publice sunt cozi imense și nervi întinși la maximum. Acum o lună, guvernul a prelungit automat valabilitatea pașapoartelor și le-au permis moldovenilor să intre și să iasă din țară cu documente expirate. Problema că această soluție ajută doar într-o foarte mică măsură, pentru că deocamdată doar 3 țări sunt gata să permită intrarea și ieșirea din țară a moldovenilor cu acte expirate. Este vorba de Israel, Federația Rusă și Letonia. Ce facem însă cu celelalte țări în care își au reședință sute de mii de moldoveni? Un răspuns, din păcate, nu avem. Pentru că Ministerul de Externe se ocupă cu lustruirea imaginii Mai Sandu în străinătate, în loc să se ocupe de problemele reale ale moldovenilor. Vă mai aduceți aminte de cozile pe care le făceau moldovenii din diaspora să voteze PAS și pe Maia Sandu la alegeri? Ei bine, acum moldovenii din diaspora stau în continuare la cozi imense și tot la ambasade și consulate, însă nu să voteze pentru promisiunile de șarte ale Maia Sandu, ci pentru a-și perfecta pașapoartele. În străinătate, tot din cauza că nu mai sunt suficiente blanchete, oamenii sunt programați la reînnoirea pașapoartelor peste 3 luni, 4 luni sau chiar jumătate de an. Așa este răsplată diasporii pentru că a răbdat ore întregi în picioare să voteze pentru PAS. Din păcate, diaspora a fost abandonată. Sau poate guvernarea nu vrea să le permită moldovenilor din diaspora să revină acasă, ca să nu vadă vremurile bune pe care le-a adus Maia Sandu și PAS în Moldova. Am o întrebare pentru guvernare. Tot războiul e de vină pentru această problemă? Sau poate opoziția e de vină? Sau contextul internațional?
Guvernarea PAS a demonstrat încă o dată că nu poate gestiona nicio situație de criză și nu poate livra soluții concrete pentru problemele care apar. Acestea fiind spuse, în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, solicit Guvernului și tuturor structurilor responsabile să deblocheze această situație și să ofere cât mai curând moldovenilor posibilitatea să poată călători liber acolo unde au nevoie. De asemenea, vreau să transmit un mesaj moldovenilor din diaspora, să semnaleze astfel de probleme și toate problemele cu care se confruntă și să sesizeze deputații partidului ȘOR. Poate sunt cazuri speciale care necesită intervenție urgentă. Vom încerca, în măsura posibilităților, să ne implicăm pentru a ajuta. Și, stimați cetățeni care trăiți în străinătate, dumneavoastră, la fel, cunoașteți că Ilan ȘOR și echipa noastră am fost foarte activi la oferirea soluțiilor celor din diaspora prin centrul nostru care oferă ajutor și susținerea membrilor diasporei. Noi o să fim foarte deschiși în continuare să prelucrăm toate dificultățile dumneavoastră, toate problemele dumneavoastră și să găsim soluții. Dacă guvernarea v-a abandonat, să știți că echipa noastră nu o vom face. Vă mulțumesc pentru atenție!